O analiză a Comisiei Europene arată că în România unele alimente, cum ar fi uleiul, au înregistrat creșteri de aproape 40%, în timp ce alimentele de bază sunt cu 15,5% mai scumpe decât în aceeași perioadă anului trecut. Creșterile mari de prețuri din ultima perioadă i-au afectat pe români. Majoritatea au fost nevoiți să pună mai puțin în coșul de cumpărături sau să cumpere produse mai ieftine. Și asta pentru a le rămâne bani pentru facturile tot mai mari la gaz și electricitate. Creșterea inflației raportată de Institutul Național de Statistică ca fiind de 15,1% la nivelul lunii iunie sau iulie, vedeți deja, nici nu mai știm cu cât crește în fiecare lună, a dus inevitabil la o scumpire a prețurilor, produselor și serviciilor. O mare parte din această inflație este o inflație generată de creșterea produselor energetice, adică a costului la gaze, la energie, la combustibil. Dar nu avea cum să nu fie transferată și către prețurile bunurilor de consum. Și cu toții constatăm că atunci când intrăm într-un magazin pentru a face cumpărăturile uzuale, fie punem mai puțin în coș, fie plătim mai mult pentru același coș raportat la o perioadă de referință de acum un an de zile. Inflația a atins recorduri îngrijorătoare, nu doar în România, ci în întreaga lume. Rata acesteia se va menține ridicată în următoarea perioadă și va continua chiar să crească. Dacă vorbim de inflație și de efectele pe care acest fenomen monetar și fiscal îl are asupra nivelului nostru de trai zilnic, putem spune că inflația, unii o percep ca o creștere a prețurilor, dar în realitate ea reprezintă o creștere a masei monetare. Sunt mai mulți bani în circulație și acest surplus de masă monetară se reglează printr-o creștere de prețuri. În ceea ce privește prețul combustibilului, acesta a înregistrat mici scăderi în ultima perioadă. În ciuda acestui fapt, unii șoferi susțin că nu mai folosesc mașina atât de mult ca înainte. Eu pun de tot atâția bani ca și înainte, dar merg mai puțin. Sigur, mă afectează, dar nu folosesc mașina decât pentru drumuri relativ scurte în oraș, deci probabil mă afectează mai puțin decât pe alți șoferi. Și uneori când pot și renunț la mașină ca să merg pe jos sau poate cu o trotinetă din asta de închiriat. În timp ce românii încearcă în această perioadă să facă economii, specialiștii susțin că scumpirile nu se vor opri aici.